Noi reguli au fost anunțate pentru combaterea variantei Omicron a virusului SARS-CoV-2. Măsurile au fost adoptate după depistarea a 2 cazuri cu noua tulpină. Drept urmare, pentru cei nevaccinați este obligatoriu testul PCR și va fi instituită carantina. Aceste reguli se aplică celor care vin din țările din afara Uniunii Europene. Pentru persoanele care se întorc din spațiul UE, se menține obligativitatea prezentării certificatului verde. Românii care vin din țări aflate în afara Uniunii Europene vor prezenta un test PCR obținut cu cel mult 48 de ore înainte. Cetățenii români care intră în țară dintr-un stat non-UE, fără a avea un test negativ, vor intra obligatoriu în carantină timp de 14 zile. În schimb, aceia care vin din țări ale Uniunii Europene trebuie să prezinte, la fel ca până acum, certificatul verde COVID. Persoanele nevaccinate și netrecute prin boală în ultimele 6 luni, care călătoresc din alte state membre ale Uniunii Europene, aflate în zona roșie, urmează a fi carantinate 10 zile. Pentru cetățenii care vin din țări terțe, vor prezenta un test real-time PCR obținut cu cel mult 48 de ore înaintea călătoriei și aceștia fiind vaccinați nu vor intra în carantină, iar cei care sunt nevaccinați vor intra în carantină preț de 10 zile, dar cu obligația să prezinte un test negativ la intrarea în țară. Pentru persoanele care vin din țările UE, vor continua să prezinte certificatul verde care atestă vaccinarea, trecerea prin boală în ultimele 6 luni sau un test negativ PCR obținut cu 72 de ore înaintea intrării în țară. Persoanele nevaccinate și netrecute prin boală în ultimele 6 luni, dar care au un test negativ, vor intra în carantină 10 zile. La momentul actual, în România sunt confirmate două persoane cu noua tulpină Omicron. Este vorba despre o femeie în vârstă de 48 de ani din Brașov și un bărbat de 59 de ani din județul Vaslui. Ambele persoane sunt izolate la domiciliu, fiind asimptomatice.